În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat! Și Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 10, versetul 35. Preacucernice părinte consilier, preacucernici părinți protopopi, preacucernici părinți, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, doamna director, domnule director și iubiți frați și surori. În această sărbătoare minunată, a treia zi de Paști, când am sfințit capela de la spitalul din Beclean, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: Domnul Iisus Hristos cel înviat din morți, doctorul cel mare. El este doctorul cel mare care tămăduiește toată neputința și toată boala din popor. Nu este singurul loc în Scriptură unde se afirmă acest lucru. Este unul dintre ele. Dar din ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, se vede limpede că i-a iertat pe păcătoși, dar i-a și tămăduit pe cei bolnavi. Și de aceea, dacă ne gândim la Domnul Iisus Hristos, două lucrări cu pregnanță ni se impun a le remarca noi, și anume, iertarea păcatelor și tămăduirea de bolile sufletești și trupești. Se vede foarte bine din Sfânta Scriptură că între boala trupească și boala sufletească este o legătură directă. De pildă, în capitolul 9 al Evangheliei de la Matei, începând cu primul verset, ni se spune cum Domnul Iisus Hristos a tămăduit un slăbănoc pe care patru prieteni îl l-au adus pe pat. Era paralitic, imobilizat. Și înainte de a-i da sănătate, Domnul Iisus Hristos, spune Scriptura, văzând credința lor, a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Se vede că cauza slăbănogiei lui erau păcatele. Domnul Iisus Hristos înlătură cauza ca să se înlăture și efectul. Nu e singurul loc din Scriptură când Domnul Iisus Hristos spune lucrul acesta, și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 9. Tot lucrul acesta îl spune: vezi să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție mai rău. Deci Domnul Iisus Hristos este doctorul cel mare. Doctorii din spitalul de la Beclean sunt doctorii cei mici. El este doctorul cel mare care tămăduiește sufletele și trupurile oamenilor. Încă pe când era multă lume necreștină și cateheza popoarele, Sfântul Chiril al Ierusalimului, în cateheza cea de-a zecea, ocupându-se de numele Domnului Iisus Hristos, zice așa: în evreiește el se numește Iisus, dar în greacă se numește Hristos, pentru că
evreilor le spune că El este mântuitorul de păcate. Dar în greacă, Hristos înseamnă tămăduitor, că după ce le iartă păcatele, îi tămăduiește și de neputințele și de suferințele lor. Așadar, El este doctorul cel mare. Și este un lucru extraordinar că în acest spital s-a amenajat o capelă frumoasă și la rugăciunea de sfințire a capelei, printre altele, s-a subliniat lucrul acesta important, că Domnul Iisus Hristos este doctorul cel mare. Vă citesc doar câteva fraze din rugăciunea de la sfințire. Se referea la capelă. Umple-o pe ea de lumina cea veșnică. Alege-o lăcaș plăcuție. Fă-o pe ea scaun al slavei tale. Împodobește-o pe ea cu dumnezeieștile tale daruri cele mai presus de lume. Fă-o pe ea a fi liman celor înviforați, lecuire patimilor, scăpare bolnavilor și izgonire dracilor. Să fie ochii tăi deschiși către ea ziua și noaptea și urechile tale luând aminte spre rugăciunile celor ce cu frică și cu smerenie intră în ea și cheamă prea cinstitul și de mare cuvință numele tău. Și oricât te vor cere, tu să-i auzi în cer, să faci milă și milostiv să le fii lor. Păzește-o pe ea neclintită până la sfârșitul veacurilor, iar jertfelnicul din ea, cu puterea și cu lucrarea Sfântului tău Duh, arată-l a fi Sfânta Sfintelor. Preamărește-l pe el mai mult decât altarul celor din legea veche, încât dumnezeieștile jertfe ce se vor săvârși pe el, pe altarul de aici, să ajungă în altarul tău cel mai presus de ceruri. Deci Domnul Iisus Hristos este doctorul cel mare, doctorul sufletelor și al trupurilor, doctorul care le dă înțelepciune și putere doctorilor celor mici să-i tămăduiască pe oameni. Este mare lucru ai tămădui, ai cerceta, ai ajuta pe cei bolnavi. Pentru că la urma urmei, nici unul dintre noi nu suntem perfect sănătoși. Un teolog francez, ortodox, Jean-Claude Larcher, printre alte cărți a scris-o și cartea aceasta, Teologia Bolii. Și în cartea Teologia Bolii, printre alte lucruri, subliniază acest adevăr. Nu există om care în cursul existenței sale să nu fi avut de-a face cu boala. Aceasta este inevitabil legată de condiția umană. Nici un organism nu este perfect sănătos. Sănătatea nu este altceva decât un echilibru fragil între forțele vieții și alte forțe care se opun vieții, cele dintâi neavând decât o fragilă supremație. Acesta e adevărul, că într-un fel sau în altul fiecare dintre noi suferim. Dar unde să alergăm? La doctorul cel mare care lucrează. Lucrează în bisericile sale. Ați auzit Evanghelia de astăzi, a treia zi de Paști. E vorba de Luca și Cleopa, care l-au întâlnit pe Domnul pe cale. Mergeau de la Ierusalim la Emaus, în ziua de Paști. Și și-au plâns necazul lor și Domnul le-a spus: o zăbavnicilor și neștiutorilor, nu trebuia să se întâmple lucrul acesta cu Hristos. Și le-a tâlcuit toți prorocii și se făcea că merge mai departe și ei au zis: rămâi cu noi, că e spre seară și ziua s-a plecat. Și a rămas cu ei. Și când a rămas cu ei, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos a început Sfânta Liturghie. Și când a frânt pâinea
atunci l-au cunoscut. Vedeți? Leacul de care se folosește Domnul Iisus Hristos în Sfânta Liturghie este Sfânta Cuminecătură. Atunci ei s-au tămăduit de orbirea sufletească și l-au cunoscut pe El. Ori de câte ori ne cuminecăm, când spunem rugăciunea de dinainte de a ne cumineca, spunem că cuminecătura este spre tămăduirea sufletului și a trupului. Așadar, doctorul cel mare, în biserica lui, în spitalul acesta duhovnicesc pe care ni l-a lăsat, ne tămăduiește și se folosește ca leac de Sfânta Cuminecătură, care o luăm spre sănătatea sufletului și a trupului. Și sunt pildă la obiect Luca și cu Cleopa, care până în momentul în care nu s-au cuminecat, nu li s-au deschis ochii. Iubiți frați și surori, Domnul Iisus Hristos este doctorul cel mare, care îi tămăduiește, sufletește și trupește pe oameni. Pricina suferinței este păcatul. Atunci când păcatul l-a făcut Adam, a intrat în lume suferința, boala, neputința și moartea. Și tămăduirea de suferință vine după ce ne-am tămăduit de păcat. Și în biserică încercăm să ne tămăduim de păcat. Zice Sfântul Ioan Damaschinul, referitor la această lucrare complicată, tămăduirea de păcate, care se face printr-o pocăință sinceră, zice Sfântul Ioan Damaschinul că pocăința este întoarcerea de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Și cel care ne iartă păcatele prin preotul nostru duhovnic este preotul care în capela spitalului, în bisericile noastre, lucrează după cum i-a poruncit Domnul Iisus Hristos. Ați auzit în ziua de Paști, seara, la vecernie, o evanghelie foarte frumoasă de la Ioan 19, că Domnul Iisus Hristos a apărut între ei, între ucenici, a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi. Așadar, slujitorii lui Hristos, preoții, sunt cei care în numele Lui iartă păcatele. Și ei se preocupă de tămăduirea sufletească, iar doctorii, cu înțelepciunea dată lor de Dumnezeu, se ocupă de tămăduirea trupească. Acum noi ceilalți, să zicem, care nu suntem doctori, nici sufletești, nici trupești, nici preoți, nici medici, noi n-avem un rol atunci când este vorba de boală, ba avem un mare rol. Pentru că între cele 7 fapte ale milei trupești, Domnul Iisus Hristos trece cercetarea bolnavilor. Atunci când ne va judeca, și citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 25, ne va întreba și de faptul acesta, dacă am cercetat bolnavii. Iată ce zice Domnul Iisus Hristos. Atunci împăratul va zice celor de-a dreapta: veniți binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat.
Așadar, toți avem datoria de a-i cerceta pe cei bolnavi, pentru că lucrul acesta ne spune Domnul nostru Iisus Hristos. În Pateric, această carte duhovnicească, unii zic că e pentru călugări, dar nu e mai pentru călugări, că e pentru noi, pentru toți. Unul dintre bătrâni este întrebat de un frate: părinte, sunt la noi doi călugări. Unul dintre ei postește de se uscă pe picioare de post și toată ziua se roagă și stă închis în chilie. Iar celălalt are grijă de bolnavi în infirmerie. Acum, cărui lucru este mai plăcut lui Dumnezeu? Și îi răspunde bătrânul: fiule, cel ce mult se roagă și postește și de s-ar spânzura de nările sale, nu este ca cel ce are grijă de bolnavi în infirmerie. Nu că nu trebuie să postim și să ne rugăm, dar bătrânul a vrut să scoată în evidență cât de mare virtute este să avem grijă de bolnavi. Așa că noi astăzi, aici la Beclean, ne bucurăm că s-a finalizat această lucrare frumoasă. Îl felicităm pe părintele Pavel, care s-a preocupat de ea, pe părintele Protopop, pe doamna director și pe toți cei ce au pus umărul la amenajarea acestei capele. Să dea Dumnezeu ca cât mai mulți bolnavi, toți bolnavii care trec prin acest spital, să-și găsească mângâierea, pacea în această capelă, Dumnezeu să le dea acolo iertarea păcatelor, iar medicii să-i facă sănătoși. Hristos a înviat!